Mărțișorul vestește primăvara, deși, dacă e să ne uităm la termometre, este doar o primăvară calendaristică. Cu toate că în prima zi de deschidere a târgului de mărțișoare a fost cald și bine, zilele acestea a fost înorat și frig. Cu toate acestea, comercianții din târgul de mărțișoare rezistă eroic în așteptarea clienților. Unii spun că au vândut bine, dar nu atât încât să vorbească despre profit. Cum au mers vânzările? În principiu, binișor. Nu foarte, foarte bine. V-a scos investiția? Jumătate. Au negociat slătinenii la fiecare mărțișor? Da, au negociat. Alții spun că oamenii au negociat fiecare mărțișor și nu s-a cumpărat ca în alți ani. Cum au mers vânzările? Slăbuți. Cam ce au căutat slătinenii? Slătinenii au căutat noi produsele pe care le avem noi. Am vândut lavandă, că e din propria noastră cultură. Zambilele nu s-au florile dat. Florile naturale. Florile naturale nu prea s-au căutat așa. În alți ani erau cele mai căutate. Da, anul trecut erau mult mai căutate față de anul ăsta. Și am dat florile acelea de săpun în sac și în carton. Slab, față de anii anteriori e destul de slab. Cam ce au căutat slătinenii? Mărțișoare cât mai ieftine. Au negociat. Au și negociat în mare parte, da. Pentru a scoate investiția, comercianții vor să rămână în târg până de ziua femeii. Doar că pentru această zi au pregătite alte ornamente speciale pentru femei. Noi avem și 78. Astăzi e ultima zi pentru mărțișoare și 78 pentru ornamente de 8 martie. Au fost și slătineni care au lăsat pe ultima sută de metri achiziționarea mărțișorului pentru cei dragi. Dacă mulți s-au ghidat după prețul mărțișorului, alții au știut exact ce vor să cumpere. Ați venit să cumpărați mărțișoare? Da. Le-ați lăsat așa pe 1 martie? Da. Ați văzut cam ce prețuri sunt? Știți cam ce vreți să cumpărați? Sunt accesibile. Nu vi se pare scump? Nu mi se pare prea scump, să știți. Căutați un anume tip de mărțișor? Am o nepoțică pe care o iubesc din suflet, ca pe ochii mei din cap. Mulțumesc! Și vreau să iau mărțișor, dar pentru ea. Au fost și persoane care au dorit ca mărțișorul să fie unul practic și să fie purtat în mai multe momente. Ați lăsat așa pe 1 martie? Sigur că da, trebuie să dăruim. Ați văzut deja ce ofertă au oamenii da, de târg? Da, este o ofertă foarte bogată, foarte diversificată, puțin are ceva, prețuri accesibile. Știți exact ce vreți? Un tip anume de mărțișor? Cred că o broșă, pentru că se poartă și pe întâi și după întâi, o broșă deosebită. Îndrăznesc să vă întreb pentru cine cumpărați? Pentru persoana dragă. Și florăriile au fost luate cu asalt încă de la primele ore, de la buchete la ornamente, de la simpli ghiocei la aranjamente elaborate. 1 martie este prima zi de primăvară, dar și prima zi dintr-o serie de zile cu multe cadouri pentru doamne și domnișoare.